Astăzi, în ședința de colegiu prefectural, reprezentanții instituției au prezentat un raport detaliat privind situația școlilor botoșenene la început de an școlar. În județul Botoșani sunt încă sute de elevi care urmează să învețe în școli cu pereți mucegăiți, cu mobilier școlar învechit și în spații aglomerate și insalubre. S-au identificat unități de învățământ, dar în spații de învățământ sunt stare necorespunzătoare care nu asigură securitatea elevilor din punea școlarizare elevilor la alte structuri, mai multe schimburi, în spații reduse ca dimensiune neadecvate a unităților didactice. Și dacă îmi permite să dau un exemplu, la școala gimnazială numărul 1 Hudeș, personalitate juridică, unde există spațiu suficient, la școala gimnazială numărul 1 Ilean de asemenea. Pe lângă exemplele oferite, sunt și alte 5 școli din județul Botoșani, din mediul rural, în care se învață ca acum 100 de ani. Asemenea, unități de învățământ, așa cum arată datele oferite de prefectură, sunt și în comunele Pâltiniș sau Nicșeni. La școala gimnazială Mihai Constantinianu Doroban, în comuna Nicșeni, pereți degradați, o magazie aflată în stare demolare și care necesită luarea cât mai urgentă a măsurilor. De asemenea, la școala gimnazială Ioan Cernar din Vavă, la copaci scoase în pericol de prăbușire. Pe lângă toate aceste școli pericol public, sunt și cele care nu îndeplinesc normele de igienă cerute de autoritățile sanitare. Mai precis, sunt școli la Botoșani care nu au apă curentă și obișnuitele WC-uri turcești. Cauzele care pot fi cumulative pentru care o parte din aceste unități de învățământ în județ nu au obținut autoritatea sanitară de funcționare sunt lipsa apei curente potabile, ori amplasarea misturilor abuturilor sanitare, fără de spălare pe mâine, de acordate la rețeaua de apă. Pentru reprezentanții inspectoratului școlar însă, situația școlilor din județ nu este chiar atât de gravă, iar ce nu s-a făcut în ani de zile, speră că se va remedia ca prin minune în doar câteva zile. Din 123 de școli cu personalitate juridică, 115 sunt pregătite pentru începerea anului școlar. Asta înseamnă un procent de 93%. Celelalte 8 școli care au fost găsite cu deficiențe, adică cu spații necorespunzătoare, vor fi monitorizate de către colegii mei în săptămâna ce urmează pentru a se verifica gradul de îndeplinire a măsurilor transmise de către reprezentanții ISU și DSP, să fim siguri că elevii intră în școli sigure. Reprezentanții guvernului în teritoriu spun că responsabili sunt primarii din județ, care, după o vară încărcată cu festivaluri, ar fi trebuit să aloce bani și pentru repararea școlilor. Ar trebui primăriile, eu asta cred, că primarii ar avea un cuvânt foarte important de spus și atunci fondurile alocate de la primării ar putea veni în ajutor acestor autorizări. Această situație se perpetuează de la un an la altul, iar sute de elevi de la țară învață în aceleași condiții mizere.